Cu ce să încep? Da, fraților, sezonul 2 ne aduce o legendă nouă, o armă nouă care va fi legendară și va pica doar din dropuri, aduce multe skin-uri super șmechere, sistem de ranking și un ochi uriaș. Da, despre asta vom vorbi după aia. Să începem cu noua armă legendară care va pica doar din drop, cum am spus. Se numește L-Star. Ca design îmi aduce puțin a Prowler. După cum vedem aici are 60 de gloanțe, folosită ca mid și close range. N-are un fire rate destul de mare, aș putea spune. După cum vedeți aici, poate deschide uși, ceea ce poate fi destul de OP, dacă mă întreb pe mine. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în cazul în care, de obicei, când cineva își dă heal, stă în ușă și tu nu reușești să deschizi ușa pentru că e blocată de acel caracter. Ce se va întâmpla în cazul în care folosește arma asta? Va forța deschiderea ușii? Ceea ce pot zice că e destul de OP, pentru că acel player își dă heal în momentul ăla, deci clar va fi într-un dezavantaj destul de mare, putând să spamezi cu L-Star-ul ușa, să o deschizi și cu arma secundară să îi dai finish-ul, să zic așa. Să vorbim puțin și de Watson. Watson e noua legendă din sezonul 2. Pot să zic că îmi aduce oarecum un feeling de Caustic, fiind tot o legendă de defense, tot cu trepuri, lucruri de genul ăsta, dar ultimata ei ajută foarte mult coechipierii. Watson e inamicul principal al ultimatei Gibraltarului, ea reușind să pună prin ultimata ei o, nici nu știu ce să zic, turbină, care distruge în mod instant rachetele trimise de ultimata Gibraltarului. Deci poți să stai în open și să n-ai nicio problemă. Pe lângă asta, dă și constant într-o mică arie shield cu echipierilor. Nu știm hitbox-ul cât de mare va fi pentru Watson, dar sincer mă gândesc la un trio destul de toxic cu Watson, Pathfinder care să ia high ground-ul și Gibraltar sau Caustic sau de ce nu și Lifeline care să mențină cumva ori prin trepuri pentru a nu putea să pușezi sau prin a le da mult heal în cazul Lifeline-ului. Pot spune că m-a surprins și faptul că au prezentat într-un mod inedit noua legendă Watson printr-un mic filmuleț al poveștii legendei din noul sezon, pe care vi-l voi pune și acum pe ecran. Dearest Natalie, as I write this letter, it's the middle of the night in late summer. An hour ago, you cracked the equations necessary to power the force field. You showed me up tonight, my magnificent daughter, and I couldn't be happier or prouder of that. I always knew you were special, but never did I fathom that the little girl who taught her stuffed Nessie multiplication tables would grow up to master quantum laser mechanics. I have assured the Syndicate that the modified containment force field will be operational in a month's time, and it's all thanks to you. Maybe just a doddering old fool trying to hold on to Mon Bebe a little while longer before he loses her to a daughter. But I do see you. I see the strong, brilliant, wonderful young woman you've become. And I know when the day comes that I'm no longer with you, you are going to be just fine. The games will be brilliant because you are brilliant. My daughter can and will do anything she wants in this life because she is the smartest woman in the frontier. Je t'aime de tout mon cœur, pour toujours, Papa. I did it, Papa. I hope wherever you are, you're cheering for me. Ce am uitat să menționez e faptul că Watson va avea ca pasivă o abilitate în care când folosește Ultimate Accelerant-ul, nu va mări cu 20% din valoarea
încărcată până atunci din ultimată, ci va duce direct la 100% oricât ai avea încărcată din ultimată. Ceea ce pot să zic că e destul de OP, dacă mă întreb pe mine. Adică, în cazul pe care l-am spus, în care vom da de un trio cu Watson, Pathfinder și, I don't know, Gibraltar, Caustic sau Lifeline. Doar gândește-te la faptul că Lifeline îmi pune drona, Watson are un inventar, o jumătate de inventar plină de Ultimate Accelerant și efectiv doar își dă ultimata continuu și se umple de heal și shield. Mai fă-le ceva, frate. Adică ei în modul ăsta pot să se expună în a da snipe-uri și pot da un third party destul de urât. Da, vom trăi și vom afla. Și în ultimul rând ni s-au prezentat niște skin-uri destul de interesante. Aici vedeți skin-ul de pe Caustic, aici skin-ul de pe R301, care, man, arată genial. Și vedem aici un skin pe Spitfire. Dude, arată genial. Ok, pe lângă astea avem și anunțul că vom avea un sistem de ranking în Apex Legends. Nu știu sincer ce va însemna mai exact, dacă se va baza la fel ca și la Apex Elite pe doar pe wins, ceea ce e puțin probabil pentru că, sincer să fiu cu voi, devine destul de enervant Apex-ul când joci în partea asta de Apex Elite pentru că îi favorizează foarte, foarte mult pe acei campări care doar așteaptă până în top 5, iar de acolo câteva third party-uri și ăla a fost meciul lor, ceea ce nu a fost ideea de la bun început a Apex Legends, el dorind să fie un joc cât mai dinamic. Ok, și pe finalul prezentării avem acest mic cadru care ne confirmă oarecum o altă alternativă de a te mișca cât mai repede pe hartă în defavoarea baloanelor. Dar totuși, ce cu acel ochi gigant? Adică putem vedea acei dragoni care sunt de o dimensiune oarecum aproximativă pentru a putea fi călăriți de un caracter. Nu știu dacă vor putea mai mult sau doar un singur caracter, dar ce cu acel ochi din fundal în live-ul de astăzi? Am auzit o teorie foarte interesantă și anume că ar putea reprezenta acele creaturi care sunt în fundal, în afara mapei, în apă. Nu putem ști încă nimic. Reprezentatorul celor de la Respawn a fost întrebat ce este cu acest ochi gigant, dar a spus că acum, momentan, nu poate spune nimic și rămâne să vedem luna viitoare. Ce să zic? Abia așteptăm să vedem lansarea sezonului ăsta și să sperăm că nu vor face aceeași greșeală pe care au făcut-o cu sezonul întâi. Să sperăm că vor ști să capteze comunitatea lor prin update-uri regulate, ci să nu ne dea totul deodată. Rămâne să vedem. Abia așteptăm să vedem ce ne va da sezonul 2 și nu uitați că pe mine mă găsiți în live-uri aproape zilnice, care voi juca și cu voi, voi juca și cu triurile mele și vom încerca să vedem și care-i treaba cu acel sistem de ranking. Vă aștept pe stream-uri, nu uitați de un like și un subscribe dacă vă place tipul ăsta de conținut și să-mi dați niște sfaturi, că e primul video de genul acesta pe care îl fac. Ce să mai zic? Să aveți o zi faină, salut!